Ultima zi din acest weekend a fost una încețoșată. Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru duminică până la ora 22.45 un cod galben de ceață, însă acesta a fost prelungit până în această seară la ora 20. Șoferii care pleacă la drum trebuie să fie foarte atenți. Ceața va determina reducerea vizibilității sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Polițiștii le recomandă șoferilor să circule cu viteză redusă, adaptată condițiilor de drum, iar fiecare manevră în trafic să fie efectuată după o temeinică asigurare. De asemenea, luminile în întâlnire trebuie utilizate și pe timpul zilei pe toate categoriile de drumuri, dar și luminile de ceață. Trebuie totodată păstrată o distanță mai mare față de autovehiculele care circulă în față. Atunci când autovehiculul este imobilizat pe timp de ceață, din cauza unei defecțiuni, accident sau din orice altă cauză, prezența acestuia trebuie semnalizată atât prin luminile de poziție cât și cele de avarie, dar și prin folosirea triunghiurilor reflectorizante. Pentru a nu produce blocaje în trafic, nu depășiți coloana de autovehicule oprite la semafor și nu opriți sau staționați în locuri unde ar putea împiedica desfășurarea normală a traficului rutier. Totodată este necesar să păstrați liber centrul intersecției, să nu blocați calea de rulare a mijloacelor de transport public și să nu treceți pe culoarea roșie a semaforului electric destinat lor.